aflăm pe barajul Bistriței, în locul de joacă creat special pentru copii. Aici facem o defrișare a unui copac. Unul din specialiștii ADP a făcut o sesizare către Primăria Capitalei, respectiv Garda de Mediu. Au venit silvicultorii și pomicultorii de acolo, care au eliberat un aviz, în urma căruia noi efectuăm defrișările în sectorul 3. Toate defrișările executate în sectorul 3 se fac numai pentru copacii care sunt bolnavi, care sunt uscați și care reprezintă un pericol public. Aici, fiind vorba de un loc de joacă, am insistat să se elibereze mai repede avizul. Întotdeauna avem grijă ca, după ce defișăm, să și plantăm în loc copaci, pentru că așa este normal. Suntem în perioada propice și vom începe cât de curând și toaletările copacilor. Toaletările copacilor se fac numai primăvara și toamna, atâta timp cât nu avem copacii înfrunziți, când ei nu sunt în vegetație. Tot în urma avizelor eliberate de Primăria Capitalei, respectiv Garda de Mediu din Primăria Capitalei. Primăria sectorului 3 este doar un intermediar care întocmește actele, care solicită avizele în numele cetățenilor sectorului 3 și care urmărește să se ducă la îndeplinire defrișările și toaletările solicitate și necesare în sectorul 3. În perioada asta scurtă în care se efectuează toaletări de primăvară și de toamnă, suntem constrânși și de vreme. Nu au voie muncitorii să lucreze atunci când plouă, când sunt vânturi puternice, se lucrează la înălțimi destul de mari și oricât s-ar asigura, există riscuri de accidente și atunci, respectând protecția muncii, ținem cont și de vreme. Din acest motiv, toaletările merg puțin mai greu față de frișări care se pot executa în tot timpul anului. Toaletările sunt și puțin mai pretențioase. Cele de toamnă spre iarnă necesită o îngrijire mai specială a copacului, trebuie dat cu un anumit mastic, îi spunem noi, ca copacul să nu sufere, să nu înghețe. La cele de primăvară nu este nevoie. Este un proces tehnologic destul de complex, destul de periculos pentru cei care îl execută și trebuie făcut în așa fel încât să ținem cont și de coronamentul copacului, de echilibrul lui și de sănătatea copacului.